Salut și bine v-am regis la un nou episod din Minecraft Roleplay. Episodul ăsta o să facem mici, mici, mici chestii la update ăsta 2.0 uh, La ora 6 dimineața, 6.40, mai bine zis Sunt playeri on, sunt playeri on și mă miră uh, Ce vreau să fac aici, locul de unde o să puteți să vă cumpărați bărci O chestie, am pus drogurile să le vindeți, puteți începe Aici după ce vin de la școală de la liceu. O să continui și o să vă pun și pește și toate cele, dar acum o să o să mai vorbim și o să construiesc pe aici. Dacă pun slab, mi se pare că îl pune jos, nu? Slab. Da, îl pune jos. Eram curios doar. acum, ok. Spargem. De fapt punem normal. Uh, altă chestie, de fapt de ce pun slabări când mă chinui, pun wooden planks. Uuuu, mamă, but, ce faci omul? Nimic, what the fac. Ok. Um, apropo, nu uitați să apăsați butonul de like, n-avem sunetul de Minecraft, din nu știu ca ce țin căștile de formă, dar în fine nu asta e important aici acum. O să puteți să vă cumpărați bărci, se vor sparge normal, adică intrați cu ele în pământ, se sparg, dar altă chestie. M-am uit uitat pe net. Ce dropează o barcă când când se strică? Păi, din ce am văzut eu pe aici, dropează două bețe și trei wood planks. Și o să bine, o să ziceți că bă ne putem crafta chestii din mod Plank și alte chestii. Uh, o să vă puteți crafta probabil de-astea... Cum se numesc? Crafting Table... Uh, sau mai știu eu ce alte chestii. Uh, acum depinde de voi dacă vreți să vă faceți un Crafting Table sau... Vreți să vă luați o barcă înapoi. Adică de ce zic chestia asta? Pentru că o să pun... Uh, o să pun să poți să-ți recuperezi barca, gen, ai cumpărat o barca ai spart-o, bun, nu poți să faci nimic cu asta. Ai mai cumpărat o barca ai spart-o și paia. E bine, din două materiale, de fapt din materialele de la două bărci, îți vei putea recupera o barcă. Adică o să fie un NPC la care dai la schimb patru uh, bețe cu trei wood planks. Uh, și apropo, mi se pare că nu merg craftate bețele. Bine, o să blochez mult mai multe crafting-uri, tot ce ține de lemn. Da, oricum, deci o să vă puteți cumpăra bărci sau, nu știu, după liceu. Că trebuie să blochez anumite crafting What? Ciur se vede. Da, și acum aici trebuie să pun sand. Stai, astea formează un cub? Nu, 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 nu. Uh, mie să nu rămână spațiul ăla așa, că e puțin sol set sand. Nu, no, ok, gata, e ok, ok. Acum e tot ok. Mm, gata, e ok. Uh, aici e portul ăla din orașul rebelilor. Și aici vreau să punem astea cu... cu bărcile. nu să am nevoie de astea. nu să am nevoie de, 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 de... Apropo, uh, recomandare și sfat. Nu intrați cu drogurile. Urăsc chestia asta. I hate this shit, man. Fuck, nu cred. Um... Ok, fac. Nu intrați cu drogurile la... La asta. În spawn, nu la asta. În spawn, nu intrați cu ele. De ce le pierdeți? Și e puțin asol. Uh, uitați, coordonatele pentru orașul ăsta, 2000 cu minus 1500, nimic greu. Oricum, ăsta e un oraș care nu e nimic wow dacă ajungeți în el. E mai wow ce faceți în el, dacă e să faceți ceva. Um, trebuie asta, până aici, să fac cu ceva modele. Pe viitor, ce se vor mai adăuga? Adică, în câteva zile, se vor adăuga mai multe tipuri de joburi de astea ilegale la modul hapar. tot la fel, culegeți chestii, adică nu doar le cumpărați, le vindeți, le cumpărați, procesați, vindeți. Le culegeți, procesați, vindeți. Bine, logic prețul va fi diferit. Și o să fac și un uh, tabel sau o să fac, nu știu, undeva să poți să cumperi o chestie, să se deschidă și să vezi acolo fiecare cât costă, un fel de preț al tuturor chestiilor, știi? ar fi destul de ok, zic eu. Așa. Nu trebuia să avem că îmi trebuia. unde e mijlocul? Mijlocul astea două. Tot nisipul ăla. bun. Dar de ce, de ce am eu? Uh, de ce am eu as nu aveam, aveam nu mai contează aveam un wow wow bun așa așa hai mă așa bun și punem fence de stop n-am nevoie de bariere pe aici mm. E ok. Uh, oricum o să trebuiască să pun bookshelf-uri uh, și mai multe chestii. Băi, asta e mă totuși, nu aș putea eu să fac să. Să facem un felul următor. F3S. Ok. Gata. Uh, Cred că acum avem și sunet. Da, avem și sunet. Ok, bun, hai că am rezolvat-o si pe asta. bookshelf îl pun aici, așa. Uh, ce să pun aici ca să fie? Aș putea gen să pun un item frame cu o barcă? Undeva pe aici. Mie că dispare ca prin minune. Uh, o vedem. aș putea să-l pun pe aici. Mulțumesc nisipule. Destul de, destul de enervat nisipul ăsta. Aici. Facem așa o cameră specială. Fuck that. Așa, punem frame-uri, frame. Ok. Nu mai am nevoie la momentan. De fapt, nu, no, ok, ok. Punem aici lumină, frumos. Și punem bărci. Ha, ah, barda am patru bărci. Mai am bariera, da. Uite aici. Gata. Nu știu, mai sunt câteodată niște chestii și dispar barierele, barierele, nu barierele, pardon, uh, frame-urile. Nu știu dacă de la player sau dacă de la server. Sunt, e protecția de la World Guard plus protecția că nu poți sparge chestii de genul, plus încă un plugin special și tot dispar. Cred că o fi un bug ceva sau nu știu exact ce și cum. Hai să facem noi aici. Uh, trebuie lemnul ăsta, trebuie carpetul ăsta. Și slebu ăsta. Nu, 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 dar cu ăsta. Ce vreau să fac aici e un fel de THG. Ceva de genul. Hmm. Hmm. asta. Um, Ma asta pe aici da e ok bun. A, așa îmi puneam pe asta aici să fie îmi trebuie lumină o să pun aici a doua de astea de lumină ca să fie. Ok de ajuns destul de luminat. Mm -hmm. Niște tablouri. Să fie. Nu există clear lag deci ok. Bine, itemele tot se șterg. Itemele. Nu chestiile de pe pereți sau mă știu eu, ce e egal. E și piciorul. Gata. <laughs> Țigănie. Oh, la fix. Ciuciuc. Trebuie verde și maro. Nu știu, îmi place combinația asta. Verde cu maro. Arată destul de șmecher și cum o să cumpărați? O să fie și un NPC și un sign de unde o să puteți să cumpărați barca, o să cumpărați de la un sign și asta, să o recuperați cum ar fi, o să fie de la un NPC care o să fie undeva pe aici. cu bariere. Cred că l bun aici. Uite aici. Bun. Țara noi. A, așa, zici că e brutar. Punem la loc. Bun. A, ce nume să-i punem? Hmm, nu pescar. scar. Dar hai să-i punem nume normal. Joy. 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 <laughs> ok, așa o să las. Și acum să nu se poate intra la el. Bine, dacă rămâne vreunul blocat pe aici, are jail. Probabil o săptămână. Um... Așa. Ok, bun. Acum să mai fac eu câteva chestii. Chest, să punem aici chesturi și mai știu eu ce ar da bine, știi? Așa. Nu trebuie fence. Fence, fence, fence aici. Good. Uh, pe aici. Ia. Iar un cufer. Furnal nu. Ce unde asta punem? Îl umplem cu apă. Bun. E, e, ok. E ok. Nu cred că trebuie ceva mai mult. De ce zic că cine intră aici are gel? Pentru că nu poți, dacă cu frechia un sau mai știu eu ce, no clip și alte chestii. Deci dacă prind pe vreunul aici, bă, și o secundă mă neuntru acolo, are gel. Uh, bun, e destul ok. Acum, stick. Avem băutul. Bun, deci am zis cu două, adică 4 cu 6. da, 4 de astea și ia, îți dă bine? Da, e ok. E foarte bine cu mine. Încă filmez, lasă-mi acolo, nu mă deranja. Nu acum. Băi, e ok, zic eu. Ia, sunt curios. de fix cât am... De fapt, stai, hai să le arunc pe astea. Și vin să o bușesc. O să fac și eu de -aia mai jos, ca să poți să te urci fără să te chinui. nu se spare că pe creativ. Da, asta e textura de la Roleplay. O aveți în descriere dacă vreți să o downloadați. Acum știu că dacă o spargi cu sabia ți-o dă înapoi. Și mi se pare că poți sparge, nu? Sau nu poți sparge? Dar nu se sparge, mă! Probabil... Uh, vehicle breaker am? Cred că da. Observ că nu se sparge deloc. Sau poate nu se sparge în sleburi. Mă duc acolo, în pământ. Da, dau turbo. Bă. Se duce în a... De fapt obusesc, știu că și între ele se, se spărgeau. Nu mă, fii atent că nu se mai spar bărcile. Întrecere. Uh, deci aparent văd că nu se sparg. Da, și altă chestie care e mai nasoală. Na, și cum înau, e ok. Uh, altă chestie e că nu poți da loc momentan pe bărci, deoarece se ia ca entitate. Și e puțin mai complicat, ok, speram să se spargă, probabil e de la Region, Flag, Rebel, Rebel, nu, Global, și trebuie să fie vreuna pe aici, ceva cu Vehicle Destroy sau Boat, probabil, hmm. Block break, ride, use, vehicle, place, destroy. Cred că ăsta e ca să... Ăsta e ca să poți să spargi. În fine, o să caut ca să poți să-ți dai loc la barcă. să fie mai ok. Deci, momentan, nu vă cumpărați bărci. Sau... O să pun să vă cumpărați. Uh, doar că nu o puneți. Deci azi nu o puneți, o să rezolv până mâine. Uite, punem să cumpăr de unde. Uh, de... Nu știu, aici. A, așa. Buy 1, 3, 3, 3, O să custe 500. De fapt, nu, că e destul de o pe apă. Adică te duci, poți să te duci la droguri, la procesați și să vii apoi foarte rapid pe apă și nu ai treabă cu nimeni. Uh, 4.000. E mult? Probabil că e mult, dar e un mijloc de transport foarte OP. Adică poți să mergi pe unde vrei. Uh, deci nu cumpărați momentan sau dacă cumpărați nu o puneți deoarece o să vreau să pun ca să se facă privată așa dacă o puneți o să pasă între oricine în ea, și e puțin cam nasol, că după dacă vă dispare, nu sau vă sparge altul, mai știu eu ce. Așa că nu faceți nimic momentan, o să caut să văd cum poți gen să aibă ok și pentru asta, sau poate pot să fac plugin care e la mașină, să-l fac și aici și să funcționeze la fel. Vedem. Deci cam asta e aici. Aici, pe viitor, vedeți, n-au preț, adică Cred că undeva pe diseară, apropo, live diseară la ora 8. Am spus în clipul de faction că nu o să fac live. Ei bine, clipul ăla era filmat de ieri. Și azi azi. În fine, găsiți în descriere, live-ul e programat de ieri și găsiți și textura pe asta nouă acum, care e. Deci momentan nu vă cumpărați barcă sau nu o puneți măcar. E legioie. O să pun ori, dacă nu poți să o spargi, asta o să dispară și o să vândă pești sau o să cumpere pești. Să puteți să vindeți voi la el. Uh, în fine, acum eu vă las aici. Trebuie să plec la liceu, adică să mă pregătesc să plec la liceu. Uh, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Altă chestie ce... Ce vine aici, mă? chestie ce vreau să vă zic, Um, lăsați idei ce aș putea face pe viitor la ăsta am mai citit câteva de la clipurile anterioare și unele sunt destul de ok, dar mai multe, mai multe, cu cât mai multe, cu atât nu mai bine, că alegem doar alea brici, știi? Oricum, deci de aici puteți să vă luați barca, dar nu vă cumpărați momentan. Bă, dacă sparg aici... Acolo, acolo am avut noroc, știi? Arată puțin sol, dar se va de rezolva. Gata. Mm, să zicem. Și asta ține tot asta. Bine, până la canalizarea asta. Bine, partea de jos, partea de sus încă rămâne. Canalizare. De fapt, gură de aia. În fine, deci cam atât a fost cu clipul ăsta. Noi ne vedem data viitoare. o să vă pun și clipul de faction la ora 12. De fapt... Ce? Nu, ala e la 8 deja. Sus, stai la 12. Da, în fine. Uh, oricum, facem live de seara la ora 8. Și vă mai pun un clip la 5. Sper. Ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!